statul românilor, statul românilor Dorinsu Sireuneasă, dar a fost făcută și prin declanșarea războiului Crimeei, în care a ținut ocupată Imperiul Otoman și Imperiul Rus. Bravo, bravo! Și să-l aleagă, să aleagă singur. Întâi Moldova a vrut să-l aleagă pe Alexandru Ioan Fuza, iar în București, unde era noua adunare pentru alegere, au zis să mai aștepte ca să vadă ce aleg Moldova. Ce alege Moldova. Alege Moldova. Și până la urmă, Bucureștiul a sfârșit, l-a ales după Alexandru Ioan Fuza. Deoarece un deputat a spus că la Convenția de la Paris nu s-a specificat că același domn nu poate să candideze în al două locuri. Bravo! Perfect! A fost un promotor bun, care îi păsa de oameni, care îi păsa de lumea din stat, din țara lui și care dorea ca învățământul din România să fie mai bun. Bravo! Ok! Haideți să vă pregătiți. Bună ziua, dragii mei! Bună ziua! Astăzi este o zi specială. De ce? Pentru că avem invitați de marcă. Voi o cunoașteți pe doamna psiholog Mirela Creșu. Vă rog să o aplaudați și să-i mulțumim că a venit la activitatea noastră. Mai pielan, mai pielan, că îmi place să-mi aud palmele. Și o rugăm pentru câteva minute să ia un pic loc în spatele nostru. Avem una și două mămici, dar în același timp și o promotoare a activităților noastre extracurriculare, doamna Mihaela Bogan. Și îmi face nesusă plăcere să vă prezint și pe doamna care ne-a salvat de atâtea ori în situații extreme. Când am dat un telefon a fost apelul 112 de rezervă, doamna Dana. Și domnul cameraman Cosmin Humă, care ne-a ajutat astăzi să fim mai deosebiți și să rămânem în istorie. Nu întâmplător am ales astăzi să fim cu aceste flori ale soarelui. Activitatea a fost un pic începută de doamna învățătoare Daniela Blanariul. Mi-a furat un pic din începutul activității. Într-adevăr, am ales să lucrăm floarea soarelui, pentru că soarele este răsăritul, dar și apusul în viața unui om. Răsăritul l-am început în clasa pregătitoare și apusul este la sfârșitul clasei a patra. Dar să nu uităm că iarăși soarele răsare dimineața și începe o nouă etapă în viața voastră, în ciclul gimnazial. De aceea, când veți merge în drumețiile voastre și veți vedea lanul cu flori ale soarelui, să vă gândiți cât de importantă este această floare în viața sentimentală a unui om, nu neapărat în viața industrială, apropo de științele ale naturii, ci să vă gândiți că după orice supărare, răsare, soare, vă rog să luați loc și să lăsați floarea pe masă și să urmărim un material. Problema asta tehnică, această tehnică pe noi adulți ne cam depășește cu siguranță, dacă erați voi acolo în față, pac, 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 făceați să realizeze acest conținut pe care doamna învățătoare vrea să vi-l ofere. Dar mie cum nu-mi place să mă despart de această copilărie, pentru că stau și mă gândesc, voi sunteți copii sau sunteți, să zicem, preadolescenți? Cum vă considerați?
Nu e așa că e foarte greu să-mi delimitez această graniță între copilărie și ceea ce va urma o altă etapă din viața mea, o etapă de maturizare socială, de maturizare intelectuală, de maturizare comportamentală, pentru că se vede pe fiecare din voi această seriozitate de viitor profesor, viitor inginer, viitor avocat, care va fi să vină peste ani și ani și văd că lucrați această seriozitate, că sunteți foarte serioși. Și atunci, pentru început, eu aș vrea să vă mențin atenția, pentru că îmi place să lucrez cu povești, dar nu orice fel de poveste, o poveste terapeutică și nu întâmplător, deși n-am știut că voi sunteți aceste flori frumoase, da? Pe care doamna vrea să vi le reprezinte ca fiind ceea ce sunteți voi în sufletul vostru și în mintea voastră. Și am ales și o poveste terapeutică să vă spun în câteva minute și o să fiți foarte atenți, pentru că am să pun câteva întrebări și îmi dau seama dacă voi ați înțeles de fapt ce sugerează această poveste terapeutică. Ea se numește Păpădia. Era încă primăvară timpurie când, din pământul dezghețat, au început să încolțească iarba și plante. Din rădăcinele din anul trecut a ieșit la iveală un firicel plăpân care se înclina chiar și la cea mai mică adiere de vânt. Numai departe de o jumătate de metru de acesta, vedea din coate să răsară o tulpiniță mică și ascuțită, un vârf de sabie. De când și-a deschis ochii, a început să întrebe: unde este soarele? Suratele mele mi-au povestit că sunt o plantă privilegiată, că atunci când voi înflori, voi purta numele soarelui. Am de gând să-l cunosc chiar astăzi. Cum? Tu ești floare soarelui? A întrebat-o firicelul plăpând. Păi eu când voi fi mare, voi fi ocupată toată ziua. Am de gând să urmăresc soarele de la răsărit până la apus, a zis floare soarelui. Eu am de gând să ajung la soare, spunea încrezătoare păpădia. Încălzite de razele din ce în ce mai calde ale soarelui, care traversa cerul în fiecare zi, plantele creșteau una lângă cealaltă. Dar, raportat la păpădie, floarea soarelui creștea de zeci de ori mai repede și devenise mult mai înaltă. Prima care și-a desfăcut petalele ascuțite ca niște aci aurii a fost însă păpădia. Era gingașă și grațioasă. Cum vei ajunge la soare dacă vei rămâne atât de mică? A întrebat-o răspicat floarea soarelui. Voi face tot ce-mi stă în putință, a răspuns mai hotărâtă ca niciodată păpădia. Soarele devenise un fel de magnet pentru floarea soarelui, care odată ce și-a deschis petalele, se întorcea după soare oriunde s-ar fi aflat. La asfințit, frântă de oboseală, își strângea căpușorul și adormea pe loc ca să poată începe odihnită din nou activitatea dimineața următoare. Nici păpădia nu se lăsa mai prejos, deși nimeni nu bănuia asta. Parcă toți uitaseră de visul ei, sau nimeni nu mai avea încredere în ea că va reuși. Peste zi, păpădia își deschidea din ce în ce mai mult petalele subțiri și ascuțite, iar floarea, asemenea unui bulgăre auriu, putea fi comparată oricând cu un mic soare pe pământ. Dar asta nu era și suficient pentru a ajunge la soare. Timpul trecea, păpădia nu avea încă o soluție pentru a-și îndeplini visul, dar nu deznădăjduia. Într-o dimineață, datorită unor nori negricioși de pe cer, soarele a întârziat să se arate. Azi nu are să mai ajungă soarele pe la noi, dar poate, așa cum te lăudai, vei pleca tu la el. Nu ai vrea cumva să mă duci cu tine? A întrebat-o ironic floarea soarelui pe păpădie. Chiar dacă nimeni nu mă mai crede, am să ajung într-o zi la soare. Sunt convinsă că pot. Soarele nu s-a mai arătat decât foarte slab, două zile la rând. În lipsa lui, păpădia și-a transformat petalele galbene într-un puf alb transparent. Asta înseamnă că îmbătrânise?
Nu pot să vă răspund. Dar adierea unui vânt rocoros a desprins primul puf, ducându-l departe, departe, departe în văzduh. Cine poate ști unde a ajuns? În zile următoare, puful de păpădie s-a desprins pe rând și în timp ce se înălța tot mai sus, striga în gura mare: plec către soare! Și acum stau și mă gândesc, despre ce este vorba în această poveste? Dacă e să ne gândim așa puțin. E complicată povestea noastră? Despre cine e vorba în această poveste? Despre două floricele? Una mai încrezătoare decât cealaltă? Cine era foarte îngrupată? Floarea soarelui? Și cine era încrezătoare că va depăși această aroganță și această, știu eu, valorizare a florii soarelui? Cine? Păpădia. Așa suntem și noi câteodată în clasă? Unii ne considerăm mai micuți, mai nesemnificativi, mai nevaloroși, mai neîncrezători, iar alții sunt aici, eu știu, eu sunt cel mai bun. Se întâmplă și la voi în clasă? Da? Dar ce a făcut păpădia noastră? Chiar dacă ceilalți nu mai aveau credere în visul ei, ea nu a abandonat și a crezut că poate. A crezut că poate! Care a fost visul ei? Să ajungă la soare. Și a crezut-o cineva? Pe voi vă crede cineva când spuneți că vreți să ajungeți oameni mari? Cine vă crede? Părinții. Și cine vă mai crede? Bunicii. Și bunicii. Și cine vă mai crede? Și surorile. Și surorile. Și cine vă mai crede? Și doamna învățătoare, încă n-am aflat răspunsul suprem. Cine vă mai crede? A, am aflat acum un lucru cu adevărat important. Cine mai crede? Noi trebuie să credem, așa cum a crezut și păpădia, că avem o valoare inestimabilă prin care toată puterea noastră poate să iasă la lumină și poate să ajungă acolo unde își dorește. Da? Dacă stau și mă gândesc bine, aveți multe dorințe în viață? Da. Și aceea în care vreți să ajungeți elevi de clasa 5-a? Da? Ați muncit mult până să terminați clasa 4-a, nu? Da. Și vă puteți considera promovați în clasa a patra, promovați în clasa a cincea, da? Terminarea clasei a patra, promovați în clasa a cincea. Oare ce vă așteaptă după această etapă? Ce vă așteaptă după această ușă? Ați urcat vreodată sau ați fost curios să vă duceți vreodată într-o clasă de a cincea să vedeți ce se întâmplă acolo? Ați fost vreodată, aveți frați mai mari, eu știu, prieteni, din curiozitate ați nimerit sau din greșeală ați nimerit într-o clasă mai mare? N-ați avut curaj, nu? Nu. Da? Dar oare ce se întâmplă în clasa 5-a oamenilor? Știți? Nu știți o necunoscută? E o problemă foarte de matematică sau de viață? Cum e? E de viață mai degrabă decât de matematică. La matematică ne găsim un răspuns clar, știm formulă, știm procedură, dar în viață știm ce ne așteaptă? Nu? Dar ce putem ști despre noi? Că avem toate resursele și emoționale și de sănătate și fizice, da? Și cele afective, cei din preajma noastră, care ne încurajează și ne spun și ne întăresc de fiecare dată că putem, că o să fim în stare, că o să ne adaptăm ușor și că o să fim foarte valoroși și că acolo după ușă ne așteaptă niște profesori foarte dragi noi aici în școală să vă afle valoarea voastră. Voi ce spuneți? Sunteți curioși să aflați? Da? Înseamnă că sunteți pregătiți să intrați în clasa a 5-a. În sfârșit am dat la o parte clasa a 4-a. Ia să vedem
cum aveți voi emoția de primirea unei noi etape din viața voastră. Da? Ia să vă văd pe toți, exact cum sunt acei copii. Suntem ok cu noi? Da? Ok? Mă bucur și să credeți în această, în acest entuziasm și în această atitudine că o să fac față. Ok? O să facem față împreună, de fapt, că doamna învățătoare este aici. Eu sunt aici și mămicile vor fi aici să ne susțină în fiecare etapă și în fiecare moment, mai fericit sau mai puțin fericit din ceea ce va urma în clasa 5-a. Ok? Și haideți să vedem. I-am spus aici câteva idei legate de faptul că trecem la gimnaziu. Este o etapă importantă pentru că începe în viața noastră o serie de transformări, o serie de comportamente pe care noi câteodată le spunem ce sunt cu ele, că parcă nu credeam că așa o să fie evoluția mea pe această, pe acest pământ. Și atunci, de multe ori trebuie să ne gândim că toate transformările astea ne ajută pe noi să ne maturizăm. Da? Inclusiv cele școlare, inclusiv cele familiale, inclusiv cele relaționale. Pentru că o să primiți colegi noi, poate unii dintre voi o să plece de aici, poate, eu știu, unde părinții consideră că le este, știu eu, mai bine cu serviciul, eu știu, cu spațiul. Nu suntem neapărat stabilizați doar într-o anumită zonă. Da? Poate aveți părinți plecați, unii dintre voi, poate vă doreți să faceți parte din comunitatea din altă țară, da? Pentru că acolo lucrează părinții voștri. Dar, care sunt transformările la nivel de școală? În primul rând, ce facem într-o primă etapă? Doamna învățătoare, locul doamnei învățătoare este luat de locul doamnei diriginte. Da? Trebuie să vă gândiți și să vă așteptați că veți avea foarte mulți profesori la fiecare obiect și fiecare obiect, fiecare profesor va avea stilul personal de predare, de acceptare și de interacționare cu voi. Da? De fiecare dată să nu aveți acum așteptări înalte să fie doamna învățătoare, să fie după chipul și asemănarea doamnei învățătoare. Da? Să luăm oamenii așa cum sunt, da? Unii poate mai reci, unii mai afectoși, dar noi să ne adaptăm fiecărui stil al profesorului care va veni în viața noastră. Cu siguranță veți avea mult mai multe informații în cărți, nu o să fie așa decolorate cum am văzut eu în primar, cum vi se arată toate manualele cu tot felul de desene, cu tot felul de conținuturi frumoase ca în poveste. Dar asta nu înseamnă că noi nu o să ne putem adapta la cele conținuturi mult mai abstracte, mult mai dificile, dar o să facem față așa cum celelalte generații pe care le vedeți, a 5-a, 6-a, 7-a, 8-a, au făcut și ei față. Testele, lucrările de control o să fie mai dese, da? O să fie poate mai dificile, dar asta nu înseamnă că dacă eu sunt atent pe tot parcursul anului, și am să semnalez de fiecare dată un lucru atunci când nu înțeleg ceva, doamna profesoară, domnul profesor să fie acolo lângă mine, să mă sprijine, numai că eu trebuie să am acel curaj, să ridic mâna, să fiu încrezător și să fiu atent atunci când nu înțeleg ceva. Da? Ca să fiu și eu mulțumit și doamna profesoară mulțumită de manifestarea mea. Stau de vorbă cu copii de clasa 5-a și îmi spun că unii dintre ei au depășit, alții nu au depășit. Dar totul depinde de voi, nu de profesori, nu de părinți. Depinde de motivația voastră, depinde de determinarea voastră că vreau să reușesc. Da? Să știți că mai sunt cazuri, nu vreau neapărat acum să ne cadă moralul, dar poate într-un fel din aceste experiențe a altor colegi de-ai voștri mai mari, învățăm. Mai sunt copii care au situație de curigență. Rezultatele lor au scăzut pentru că s-au văzut în clasa 5-a. Doamna învățătoare nu mai era așa să le monitorizeze fiecare comportament, fiecare conținut. Și atunci
noi parcă am scăpat de sub controlul mamei, cam așa ceva. Și uite că unii copii s-au lăsat pe tânjală și n-au mai ținut pasul și au rezultate mai puțin bune, dar noi avem toată capacitatea să recuperăm în momentul în care dăm de greu. Am văzut o notă mică, căutăm în secunda 2 să ne mobilizăm, să recuperăm. Nu este. Se întâmplă să iau o notă proastă. Asta nu mă face mai puțin, puțin valoros, mă face de fapt pe mine mai voluntar în viața mea să depun efortul și să fac față. Da? Să recuperez ceea ce am greșit din neștiință, eram obosit, că sunt și momente contextuale așa, care nu pot să fiu neapărat de 10 permanent, da? Uite, m-a prins doamna profesoară, n-am putut să învăț la ora respectivă lecția pentru că am fost bolnav. Trebuie tot timpul să exprimăm această nevoie a noastră, să putem fi ascultați și de părinți și de profesori. Ce se mai întâmplă atunci când veți intra în clasa 5-a? Se schimbă trăirile afective. Ce înseamnă trăirile afective? Avem nevoie de foarte mulți prieteni. Da? Încetul cu încetul căutăm să ieșim în grup, să ieșim să comunicăm, să ne jucăm, să petrecem mai mult timp cu ei decât cu părinții. Da? Avem sentimente de admirație pentru anumite persoane. Știu eu, poate câteodată o emoție negativă de invidie, deși această invidie nu trebuie să aibă loc pentru că eu concurez doar cu mine și nu cu colegul de bancă sau colegul de clasă. Întotdeauna să vă comparați cu progresul vostru de ieri. Dacă astăzi eu am progresat mai mult decât ieri, da? Iar colegii nu mă interesează, pot să mă duc să-i apreciez și să le spun felicitări că ai luat nota aceea. Mă bucur pentru tine, sunt mândru. Sau sunt mândră pentru ceea ce ai făcut. Deci asta înseamnă colegialitate, asta înseamnă colaborare, asta înseamnă coeziune. Vreți să fiți o familie. Și așa să fiți până în clasa 8-a. Că atunci când o să fiți buni între voi, când o să vă încurajați, toți copiii au de câștigat. Chiar și copiii mai sensibili, care poate câteodată gândesc că nu sunt valoroși, că nu pot, dar eu sunt aici colegului să-l ajut, să-l încurajez, dincolo de întăririle pe care ar trebui să le facă părinții și cadrele didactice. Voi conviețuiți aici și voi vă dați acest curaj să fiți uniți și să fiți o familie. Da? Atunci când veți fi într-o competiție unii cu ceilalți, veți crea o instabilitate emoțională inclusiv pentru voi. Pentru că de multe ori se observă la clasele a 5-a copiii care, știu eu, au tulburări de comportament, care jignesc, care etichetează, sunt izolați. Nu se joacă nimeni cu ei. Nu au prieteni. Și atunci eu nu mai vin cu drag la școală. Și parcă acest necaz al meu, că văd că ceilalți nu stă de vorbă cu mine, mă face și mă învărșunează să fiu și mai curios, și mai necontrolat, și mai agresiv. Noi nu trebuie să căutăm lucrul ăsta. Trebuie să întrerupem. Voi ați văzut pe la televizor tot felul de secvențe sau vă uitați pe YouTube, vă uitați în computer, da? Pe net, ce se întâmplă. Nu cred că vrem să dăm voie unor astfel de manifestări. Da? Trebuie să fim prietenoși și nu vrem să fim în defensivă unii față de ceilalți. Ce se întâmplă la nivelul acestei evoluții fiziologice, biologice ale voastre. Da? Se întâmplă să se activeze sau să dezvolte la voi conștiința asta de sine. Sunt mult mai atent la grup, sunt mult mai atent la rezultatele mele. Da? Câteodată relația cu părinții, să știți că există și copii care au relații tensionate cu părinții. Pentru că au scăzut rezultatele școlare, pentru că nu-și mai dau străduința să învețe, să păstreze aceeași linie, așa cum a fost în activitatea asta de 1-4, activitatea școlară din clasele 1-4. Da? Copilul, în general,
la această vârstă pe care voi o manifestați, are tendința să fie din ce în ce mai independent. Da? Dar, atenție, această independență este într-un fel, se găsesc așa un cuvânt pentru voi, iluzorie sau e o iluzie. Voi aveți nevoie de siguranță, afecțiunea și atenția părinților în continuare. Nu puteți să spuneți că de acum pot să mă descurc și singur. Adică pot să vin la școală singur, cu siguranță. Pot să-mi fac temele, dar de multe ori să cer, să rog sprijinul părinților. În orice problemă, în orice idee, în orice, știu eu, dilema voastră, o întrebare pe care o frământați voi acolo, să căutați să-i aduceți pe părinți în comunicare cu voi, dincolo de comunicarea cu colegii din clasă. Orice se întâmplă trebuie comunicată părinților pentru că ei pot avea, știu eu, soluții bune pentru ei și pentru voi, deopotrivă. Am spus despre comportament, că el se schimbă la această vârstă a voastră, da? De multe ori se plâng cadrele didactice că avem un comportament nepoliticos. Oare de ce? Când se sună de intrare, nu stăm în clasă? Aici nu s-a văzut la clasele a patra că se întâmplă o astfel de atitudine. Dar oare de ce? Doamna învățătoare stă cu voi în clasă. Ei, în gimnaziu nu mai stă niciun profesor cu voi în clasă, în timpul pauzelor. Voi trebuie să vă gestionați relațiile și, știu eu, emoțiile legate de activitate, de acțiune pe care le aveți în comun. Dar în momentul în care se sună de intrare, ce trebuie să facem cu toții? Să fim corecți, să intrăm în bănci și să așteptăm în liniște cadrul didactic. Cu cât o să așteptați în liniște și o să aveți un comportament politicos, cu atât profesorul să vină cu drag la voi în clasă. Și cu atât mai mult o să vă înțeleagă atunci când nu știți o problemă, o să treacă cu vedere atunci când n-ați învățat un anumit element, un anumit conținut. Și vedeți, dăruim, primim înapoi ceea ce dăruim. Așa că atenție foarte mult cum gestionăm această latură comportamentală noastră. Inclusiv comportamentul față de colegi. Da? Se întâmplă câteodată să mai vezi intimidări, jigniri, împingeri pe sală. Spunem noi că din joacă. Această joacă este periculoasă. Pentru că de multe ori pot să apărea accidente, pot apărea repercursiuni, pentru că un copil s-a iritat mai mult, a spus doamna dirigintă, a adus copilul la director, directorul a adus părinții și uite ce a provocat o simplă împingere. Așa că e bine să evităm comportamente care ne pot face nouă rău dincolo de joaca de moment pe care noi considerăm că o avem. Da. Mai avem această transformare biologică. Ce înseamnă asta? De multe ori, părinții trebuie să țină cont de asta. Dați muzica tare în casă? Da. Vă place să ascultați muzica tare? Nu. Da? Părinților le place? Nu. Nu, vă puneți căști în urechi de alea mici ca să vă afectați partea auditivă, nu? Da? Ei, câteodată e bine să ajungem la o convenție, așa, să-i întrebăm pe părinți prima dată, pot să ascult și eu 5 minute muzica asta, adică să cer să am această atitudine față de părinte, în așa fel cum să mă înțeleagă și el că am nevoie de mai multă adrenalină, am nevoie de mai mult sonor din când în când, da? Și să avem această pace cu părinții noștri. Avem o sensibilitate vizuală, suntem mult mai atenți la gesturile celor din jur, poate când suntem mici, nu dăm importanță. Dar acum dăm importanță fiecărui gest, fiecărei expresii emoționale. Ne supără, știu eu, fizionomia unei colege. Uite cum s-a uitat la mine, s-a uitat urât, nu mai sunt prietenă cu ea. Atenție foarte mult la lucrurile astea și să întrebați acea persoană înainte de a interpreta că cineva, nu știu, vă cârcotește, vă spune ceva de rău. Da? Căutați să întrebați dacă cumva ceea ce ați interpretat voi este adevărat sau nu.
Cu siguranță, limbajul vostru este îmbogățit. Spunem noi că vocabularul vostru s-a dezvoltat foarte mult. Aveți această parte de dialog continuu între voi. Vorbiți tot timpul între voi, nu? Aveți această abilitate verbală de a comunica în așa fel încât să înțeleagă cel de lângă voi ce aveți de comunicat. E bine și această comunicare să fie și în familie. Că de multe ori noi comunicăm la școală, iar în familie ce facem? Îngustăm partea de dialog cu părinții noștri, da? Sau nu mai vorbim deloc. E important să vorbim la fel de bine și cu părinții noștri în ceea ce înseamnă ce mi se întâmplă la școală, cum am simțit eu la școală. Dar chiar dacă părintele nu vă treabă, căutați voi să descărcați un necaz, o problemă, o suferință, o dezamăgire, inclusiv o notă mai puțin bună. Nu e cazul să ascundem așa cum aud eu la clasa 5-a. Vin copiii în cabinet și îmi spun, doamna psiholog, am luat un 5 și nu știu cum să-i spun părintelui meu. Ce să fac? Să-i trimit un mesaj? Să-mi mint părintele că am luat 9? Să nu-i mai spun deloc să afle de la doamna dirigintă sau de la un cadru didactic? Cum să fac? Voi cum ați procedat? S-a mai întâmplat să ascundeți așa un eveniment mai puțin bun? Ce ziceți? Haide, aveți curaj! Suntem aici să comunicăm. Ați mai ascuns? Da? Ei, acest obicei, unii dintre voi au ascuns și sunt sinceri, mă bucur că am văzut și fețe sincere în care au spus că da. Chiar dacă au spus așa încet, au spus că da. Și să conștientizăm, apropo de conștientizarea asta a persoanei mele, și dacă am luat o notă mai puțin bună, ce e? A căzut cerul. Nu pot să îmbunătățesc această notă. Am să caut de azi înainte și împreună cu părintele meu care mă va ajuta, voi recupera nota aceea care n-a fost pentru mine o notă valoroasă. Și nu m-a descris pe mine ca valoare. Da? Acum că avem doi părinți aici și aș vrea să vă transformați puțin în părinții voștri. Da? Ce sugestii să le dați părinților voștri atunci când vin la voi și au această atitudine, știu eu, mai puțin pozitivă, da? În primul rând să cereți părinților voștri să comunice foarte deschis cu voi și în control acel emoțional pe care și voi să-l aveți, da? Mamă dragă, mi-ar plăcea să stau de vorbă cu tine, dar mi-e frică atunci când ridici tonul. Ce ziceți? Înmuiem sufletul părintelui? Da? Să nu creăm stres inutil vouă, pentru că, cu siguranță, toate problemele se rezolvă. Important este să comunicați părinților și părinții să aibă această atitudine de toleranță și de încredere. Să vă ajute atunci când considerați că aveți nevoie de prieteni. Vă doriți să vină un prieten, un coleg la voi acasă. Spuneți părintele acest lucru. Părintele va înțelege. Sau dacă nu, să vă dea un argument al adevărului. De ce nu dorești tu să vină colega mea sau prietena mea? Și atunci puteți să-l înțelegeți mai bine și pe părinte. Are și el acolo un adevăr în spatele unui refuz. Da? De multe ori să considerați, să spuneți părinților voștri că am și eu dreptul să mai decid asupra timpului liber cum să-l petrec. Da? Că de multe ori poate că părintele ce spune în privința timpului liber? Că îl petreceți doar cu părinții, nu? Nu cu prieteni. Vă lasă să ieșiți cu prietenii. Da? De cele mai multe ori părinții sunt prompți la astfel de nevoi. E foarte important să-i ascultați și voi pe părinți, da? Ca și ei să vă asculte pe voi.
De cele mai multe ori să lăsați pe părinte să vă expună până la capăt ce are de spus și apoi, după ce, fără să interveniți între timp, să-l convingeți de adevărul vostru, îl ascultați până la capăt ce aveți de, ce are de spus și apoi să veniți voi cu o completare sau cu un dialog. Cu siguranță aveți la școală persoane care vă pot ajuta atunci când intervine o problemă, o suferință. Am întâlnit foarte des copii de clasa a 5-a care stăteau pe holuri și plângeau. Căutând, nu știu, să-și gestioneze singur, să-și controleze singur emoțiile. Atâta timp cât aveți o persoană în fața voastră, fie o doamnă profesoară, fie o doamnă învățătoare, vă duceți la doamnă învățătoare, când simțiți că păi este mai puțin bine, uite, s-a întâmplat să fiți triști, s-a întâmplat să fiți certați cu o persoană dragă, nu știu, să fiți apăsați din punct de vedere emoțional, căutați o persoană cu care să comunicați, da? O persoană adultă, un profesor. Profesorii nu sunt aici doar să vă predea conținutul. Profesorii pot să vă asculte până la capăt și o nevoie emoțională a voastră, da? Și chiar și aceea când stau așa cu frica că nu mi-am făcut tema. Să am curaj să vin în față și să-i spun domnului profesor că totuși, mă scuzați, uite ce s-a întâmplat. Să fiu sincer, nu să stau să văd dacă cumva mă ascultă sau nu. Să umblăm în această etapă de vârstă cu sinceritate, cu această corectitudine față de voi și o să vă fie bine. O să aveți o stare de bine. Și bine, un mesaj așa pentru părinții care nu sunt de față, dar cu siguranță o să vadă activitatea voastră, să ne amintim de fiecare dată că avem copii minunați. Da? Și că voi sunteți minunați. Ok? Și ca să închei tot într-o poveste terapeutică foarte, foarte frumoasă, uitați puțin aici câteva secunde. Deschidem noi, pentru că este o poveste care vă ajută pe voi să conștientizați ce înseamnă pentru viitorul vostru atitudinea acestei aici? Asta, da? Bun. Nu știu dacă ați mai ascultat această poveste. Dar încheiem cu această poveste, iarăși, zic eu, foarte minunată pentru conștiința noastră. A fost odată un grup de broscuțe care voiau să se ia la întrecere. Țelul lor era să ajungă în vârful unui turn foarte înalt. Se adunaseră deja mulți spectatori pentru a urmări cursa și le-a încurajat pe broscuțe. Cursa urma să înceapă. Totuși, dintre spectatori, nu credea niciunul că vreuna din broscuțe va reuși să ajungă în vârful turnului. Tot ce se auzeau era exclamații de genul: o, ce obositor! Nu vor reuși niciodată să ajungă sus! Sau nici nu au cum să reușească! Turnul este mult prea înalt! Broscuțele începură să abandoneze, cu excepția uneia singure, care se cățără vioaie mai departe. Spectatorii continuau să strige: e mult prea greu, e imposibil, nu va putea nimeni să ajungă sus. Tot mai multe broscuțe se resemnau și abandonau. Doar una singură se cățără consecvent mai departe. Nu voia cu niciun chip să abandoneze. În final, renunțaseră toate, cu excepția acelei broscuțe care cu imensă ambiție și rezistență reuși să ajungă singură în vârful turnului. După aceea, toate celelalte broscuțe și toți spectatorii au vrut să afle cum a reușit broscuța să ajungă totuși în vârf după ce toate celelalte se văzuseră nevoite să abandoneze cursa. Unul dintre spectatori se duse la broscuță să o întrebe
cum de a reuși să facă un efort atât de mare și să ajungă în vârful turnului. Așa se află că broscuța învingătoare era surdă. Care este morala acestei povești? Care este morala? Ia spune domnul meu, profesor. Morala este că nu trebuie să ascultăm gura lui. Gura lui, mai ales când e vorba de lucruri și emoții negative. Că nu știi, că nu poți, stai jos, ai greșit. Noi, de fiecare dată, trebuie să avem acel curaj să nu ne dăm bătuți. Avem un drum lung de bătut aici, așa, în școală și dincolo de școală. Dar cum vă văd eu și cum vă cunosc părinții voștri, pentru că am avut ocazia să mă întâlnesc cu ei, o să aveți tot sprijinul pentru a reuși. Și asta vă pot eu confirma acum, că sunteți o clasă care va ajunge acolo doar dacă vă dați voie să vă simțiți valoroși, puternici și cu multe resurse inepuizabile. Ok? Așa să fie și vă urez succes să aveți! În clasa 5! Thank you.
De obicei ei sunt foarte dinamici, dar astăzi se simte așa pusul, văd că sufletele voastre. Nu uitați că există răsărit și de la anul vom mai colabora cu siguranță. Nu înseamnă că de acum gata, viața nu mai are rost și se termină toată bucuria. Nu, bucuria cred că începe de acum, din clasa a 5-a și rezultatele muncii noastre le voi vedea foarte bine din clasa a 5-a. Da? Vă rog să luați loc. Și să o rugăm pe doamna Mihaela să ne spună câteva cuvinte. Doamna învățătoare mi-a dat ocazia să vă cunosc de la grupa 0. Dumnezeu ei a avut ideea să lucrăm împreună și să aflați secretele unei alte limbi. Și tot dumneavoastră a fost cea care a avut inițiativa excursiilor și a spus să mergem cu toții, dacă tot am fost eu cu Dimitri, să mergem cu toată clasa. Acum că vă pregătiți pentru clasa 5-a, să știți că bombonul nu există, așa cum ați învățat deja de la grădiniță, nu? În activitate, de exemplu, copiii stăteau acasă până la 7 ani. Tocmai de aceea există expresia cei 7 ani de acasă. Acum voi nu mai aveți 7 ani de acasă, voi aveți 3 sau 4 maximum. Că începeți să intrați în sistemul de învățământ deja de la grădiniță, de la 3 ani, 4 ani. Unii au fost deja la creșă, de la 8 luni. Deci voi aveți 8 luni de acasă. Dar ce înseamnă cei 7 ani de acasă? Copiii creșteau în sânul familiei, erau considerați, nu ca afară soarelui, ca un soare, că toată familia se învârte uneori în jurul copilului, mai ales când e singur, e unic la părinți, atunci e dezastru, e într-adevăr soarele, da? Și când ajungeți la școală, din antichitate, copiii erau predați unor pedagogi, paides agoghe, adică paides înseamnă copil și agoghe era cel care îi îndruma pe copii. Și să știți că în clasa a 5-a, toți profesorii care vor veni au trecut prin cursuri și examene de psihopedagogie. Deci și ei știu să conducă copiii. Nu sunt monștri, da? Nu trebuie să vă speriați. E adevărat, fiecare veți avea acum un evantai de sisteme de predare. Dar fiecare profesor știe să se comporte cu copiii. Și dacă nu ați înțeles ceva, să aveți curajul să răspundeți. Mă iertați, nu am înțeles acest lucru. Tot începând cu clasa a 5-a, să știți că se vor pune bazele unor prietenii care vor ține toată viața. Eu am prietene de 40 de ani, da? Deci să aveți foarte, foarte mare grijă cum gestionați aceste prietenii. După aceea, colaborare. E adevărat, școala e a doua voastră familie. Și să știți că la școală, dumneavoastră practicați prima meserie a umanității, cea de a învăța. Că învățați de când vă nașteți. Educația nu începe la școală, educația și părinți. Și părinții voștri ar trebui să o știe, dar voi să știți ca viitor părinți, din momentul în care vă întoarceți cu vostrul de copil acasă, care e cât o franzelă, că nu are decât 40-50 de centimetri maxim, trebuie să începeți să-l educați. Deci de acolo începeți să învățați, din fașă. Și așa începeți și în continuare, pentru că la școală veniți să învățați, iar plata voastră din clasa 5-a vor fi notele. Părinții merg la servici, muncesc, primesc salariu, voi veți primi notele. Dacă n-ați muncit bine, veți primi o notă mai mică. Dacă ați muncit foarte bine, veți primi o notă mai mare. Nu o să fiți tot timpul dispuși să răspundeți. Nu veți fi tot timpul atenți. Dar asta nu înseamnă că un accident de parcurs trebuie să vă demoleze. Trebuie să vă ambiționeze și să demonstrați profesorului respectiv că n-a fost decât o întâmplare nefericită și că voi puteți mai mult, chiar puteți, eu când vă cunosc de atâția ani, sunt fericită că am avut ocazia să vă cunosc pe voi și să-mi cunosc propriul copil cu ajutorul vostru, că nu știam cum se descurcă în comunitate. Pentru el n-a fost prea simplu, dar trece și asta. Pauza, că pe cei mai mulți v-am auzit cât de fericiți erați că în sfârșit scăpăm de doamna și să avem pauză. Asta e secretul. Doamna cred că știa și fără să-i spun eu. Însă nu uitați că pauza înseamnă să vă gestionați timpul vostru liber.
E o responsabilitate în plus. Nu alergați pe sală să vă loviți. Trebuie să vă pregătiți pentru ora următoare, nu să vină profesorul și să vă adune de pe hol sau să tot bateți la ușă și să spuneți, mă scuzați, am întârziat. Iar profesorul eventual să spună, de unde vii la ora asta, nu? La sfârșitul orei. De-aia am și chemat în ce studiu, am chemat pe doamna profesoară de limba engleză, doamna Elena Pița. Vă lăsăm de spună și dăsta cât de amat promite. Din fericire, noi vom fi împreună și în următorii 4 ani, cu ajutorul Dumnezeu. Vreau doar să mă felicit pentru cei 4 ani parcurs până acum sub supravegherea atentă a doamnei învățătoare. Sunteți niște copii minunați. Mă bucur că vom fi împreună și de acum încolo. Vă felicit pentru tot ce ați făcut. Ați fost niște copii extraordinari. Și clasa 5-a nu trebuie să vă sperie, este doar o altă etapă de acum încolo. Și vă doresc succes pe mai departe. Mulțumim și noi, doamna Mihaela, mai aveți câteva cuvinte să ne spuneți? Eu nu prea mai am cuvinte. A, și competiția. Asta e important pentru voi. Competiția. Să fie fair play. Să nu uitați, să fiți cinstiți și să vă bucurați de realizările colegilor voștri și nu trebuie să vă puneți numai pe voi în valoare, da? Deci competiția. Și să fie ca într-o familie, adică, dumne, dacă unul a greșit, nu râdeți de el, îl ajutați și mergeți împreună mai departe. Eu mă bucur că sunteți unii, eu vă doresc să fiți perseverenți, adică să fiți consecvenți. Am început să lucrăm împreună, să terminăm împreună și să ne ajutăm reciproc. Dacă vedeți că unul dintre colegi are probleme la mate, sau la română, sau la istorie, îl ajutați, nu râdeți de el, mergeți împreună ca o echipă, ca o familie. Că la școală și acasă trebuie să vă duceți cam întâi la servici, să mergeți cu plăcere. Da? Doamna profesoară, vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare! Aici vă mulțumesc o felicitări, să trezună și dă-ți câteva cuvinte. Eu nu sunt pregătit să vă spun ceva cuvinte, dar m-am bucurat foarte mult că am predat la această clasă. A fost o clasă cu care m-am înțeles foarte bine și copiii au știut acest lucru. Cred că o să le înțelegem bine și în continuare, pentru că este o clasă bine formată de doamna învățătoare și se vede că am muncit foarte mult să înțeleagă copiii faptul că școala nu înseamnă numai să învățăm, ci și să ne comportăm frumos, să ne respectăm unii pe alții. Și vreau să le urez succes în continuare. În clasa 5-a, unde lucrurile sunt puțin diferite, nu prea mult, dar o să fie o schimbare pentru ei. Și o să copiii care, dacă vom fi sănătoși până la anul, sper să continuăm în aceeași formulă. Vă mulțumim! Vă mulțumim mult, domnule profesor! Și să știți că lecțiile dumneavoastră sunt o adevărată lecție de terapie pentru suflet. Întotdeauna, chiar dacă v-am cerut sau nu v-am cerut voie să stau la dumneavoastră la oră, dar credeți-mă, cât eram de îmbrăcat în restul orelor și îmi doream să lucrez de toată lumea și stai cu toată lumea ca ei de cum trebuie, așteptam una dumneavoastră, la fel ca și elevii mei, și mă încărcam pozitiv. Și vă dați seama, deveneam așa doamnă zbir lucrurile următoare. În ghilimele că fără zbir, nu? Dar ei știu foarte bine că doream să conțin lucruri valoroase, exact cum spunea și doamna psiholog și doamna profesoară Mihaela, lucruri valoroase, nu neapărat reale, scris, citit și așa mai departe. Lucruri pentru sfântul nostru care se clădește și se văd în timp pe cum construcția sau temelia unei case. Vă mulțumim din suflet! Minunat. Și mi-a făcut plăcere să fac.
cer scuze de la voi când v-am certat sau că nu v-am ajutat așa cum trebuia. Nu o să vă fie greu atâta timp cât aveți părinții alături, deoarece părinții totdeauna o să vă fie alături. Indiferent câți frați ați avea, totdeauna o să aibă timp pentru fiecare dintre voi. Părinții sunt sufletul, voi sunteți sufletul părinților. Și părinții trăiesc pentru voi și prin voi, încă o dată copilăria. Este un lucru care este minunat pentru părinți, pentru că prin voi mai fac încă o dată școala, prin voi încă mai visează că o să realizeze ceea ce ei au realizat. Prin voi trăiesc visele pe care urmează să le aibă în continuare. Sunteți minunați cu toții. O să ne întâlnim în continuare. Din clasa 8-a, și sper că și după aceea. Îi mulțumim, doamnei directoare. Haideți să vreau. Ce frumos, parcă ați știut că avem astăzi activitate. M-am asaltat cu ei. Vă rog să vă uitați la doamna directoare. Dragii mei, voi sunteți acum pe final de drum. Înainte de încheierea unui capitol important din viața voastră. Închideți așa cărticica ciclului primar și drumul petrecut cu doamna învățătoare. Tot ce ați acumulat până acum, toate capitolele scrise până acum, vă vor ajuta să începeți un nou volum, acela al ciclului gimnazial. Bagajul pe care voi l-ați acumulat alături de doamna voastră învățătoare va fi motorul care vă va pune în acțiune așa când vă va fi vouă mai greu. Pentru că în sufletul fiecărui copil, învățătorul reprezintă așa farul pe care îl vede atunci când simte că se rătăcește. Să vă aduceți aminte de toate sfaturile doamnei învățătoare, de toate lecțiile petrecute împreună și cu această comoară pe care ați dobândit-o până acum, să mergeți să faceți mari cinste. Știți ce e mai important? De la clasa 5-a în sus, toată viața voastră, pentru că de acum rămâneți voi așa pe propriile picioare, fără mămica de acasă și fără mămica de la școală, va trebui să vă cam descurcați de unii singuri. Știți ce este mai important, copii? Să priviți viața demn. Să nu fie nevoie să plecați capul vreo dată de rușine. Să nu vă fie rușine pentru un răspuns. Să nu fie nevoie să ajungeți în situația în care vă e rușine că n-ați pregătat sau n-ați pregătit o lecție, să mergeți așa demn în viață, cu fruntea sus, cu zâmbetul pe buze, având garanția că voi v-ați făcut datoria. Așa cum 5 ani de zile și-a făcut-o și omul care v-a îndrumat până aici. Ceea ce doresc eu să vă urez astăzi, la încheierea acestui drum și început de altă, este să fiți curajoși și să vă dați încredere unul altuia. Pentru că întotdeauna un copil încurajat este un copil victorios. Dacă vedeți un coleg în nevoie, puneți mâinile la mână și ajutați. Dacă vedeți un coleg în succes, încercați să vă învingeți șoarele în urme așa de invidie și să-l felicitați. Pentru că și voi veți putea fi, la un moment dat, într-o zi, și în locul celui care a greșit, și în locul celui victorios. Și doar ajutându-vă unul pe altul și stând așa buchet, veți putea fi o clasă de succes. Eu am încredere în voi. Așa cum știu că ați obținut rezultate excepționale până acum, toată școala știu de proiectele voastre, de rezultatele voastre. Eu am încredere că ele, de acum încolo, se vor înmulți. Ce ziceți? Sunteți de acord cu mine? Da. Priviți viitorul cu curaj.
ce vă așteaptă de acum înainte este cu atât mai frumos și mai de folos în viața voastră, cu mult, mult mai prețios, dar după modul vostru de implicare. Cine se implică mai mult, va avea și drumul cel mai frumos. Foarte frumos! Haideți un pic și dumneavoastră aici pe podium. Pe podium, da? Noi suntem premianți. Ne spuneți dumneavoastră câteva cuvinte vis-a-vis de... Așa, vă rog să lăsați. Eu vreau să vă felicit că ați ajuns aici. La noi în școală, nu în altă școală. Să-mi doresc o să rămâneți aici. Veți face în continuare ceea ce ați făcut până acum, veți fi primiți, veți învăța, veți avea rezultate foarte bune și vă mulțumim și noi. Să ne vedem atunci. Mulțumim, așa o anumită, o felicitare. Da. Vă vedeți un pic așa ce sentimente am pus și... Înseamnă că ai o inimă care va deși de vorba de ce. Vă mulțumim mult, noi în ce am avut la prima parte și am luat un pic de energie. Da. Și apa înseamnă viață, dacă ei beau apă acum, vor bea șampanie la sfârșit de viață. O secundă vreau să vă duceți la locurile voastre, paharele să le puneți în apă și să ridicați călătările sus. Noi am vrut să trebuie și dacă opreți dumneavoastră și doamna psiholog și părinții, copilașile s-a trebuit la paharul de părinții, să ne scrieți câteva cuvinte pe câte o metală, ridicați călătările sus, paharele puneți în bandă. Ce e bun, ce e cuvânt, ce e ce?
Pentru ce și pentru cine? De unde? Până unde va fi rândul? Și cum țin aceste sezale a voritării în adevărul meu? De ce soarele mereu luminează ziua doar? De ce îngresare și acum e aciar? De ce luna e vegată, noaptea e vegată de luni? Și de ce doar noaptea ce vin stela? Ce e Marea Cezar? Pentru ce vorbește floarea? Pentru ce vorbește pomul? Pentru ce vorbește om? Cine este eu? Cine este bunii ce moștenesc? Pentru ce picior de rai vreau să moșesc? Pentru ce de mire rai în locul românesc? Unde sunt noi? Sunt ideal, da, de ce vă trebuie să nu ce vreau? De ce nu ne iubim de acest plan în România? În anii aceștia au făcut de toate. Nu doar am învățat răspunsul după carte, ori gânduri ce scuprinse între rânduri. Dacă uneori mi se părea că vreau să învățăm, mereu ne-a fost drag să ne dăm. După de clipă, ani întregate, lăsează, ghisele, chile și sețete. Iar ne prevestem să zidirilor în fapte. Noi spre împlinire de triumfă și nu ne oprim din mers. O să ne amintim cu mult drag de frumoasele servări, de excursii minunate locuri, de glume cu haz și de joc. Este la bun la pescuit. Pronumele din urmă
dai, cu ce rămâne faci mălai. Despre cine este vorba? Este vorba despre porumbel. Dacă îi tăiem de la sfârșit pronumele el, rămâne mălai. Rămâne mălai. Nota muzicală de o scoatem afară, de ce mai rămâne oinele din țară? Despre cine este vorba? Este vorba despre cămine. Dacă scoatem din cuvânt nota muzicală mi, rămâne cuvântul care. Dacă îi tăiem din față cartea valoroasă, rămâne o parte pura materioasă. Este cuvântul ascuțină, care dacă îi tăiem din față cartea valoroasă, rămâne o parte pura materioasă. Prima parte spicului susține, partea ce urmează sunt un fel de fire. Dacă le cunoști, ce primești? La ce le întâlnești? Este vorba despre paiațe, care cuprinde pai, care susține spicul și alții, un fel de fire. O maimuțică se culcă la ora 21 și își pune ceasul mecanic să sune, pentru a o trezi a doua zi la ora 10. Câte ore a dormit maimuțica? Maimuțica a dormit numai o oră, pentru că ceasul mecanic are pe cadran doar 12 diviziuni pentru ori. Ceea ce înseamnă că la ora 22, adică peste numai o oră, ceasul va suna, deoarece această diviziune arată și ora 10. Pe un caiet sunt caiete, scuturăm caiete și privim din nou. Tot să pentru pe caiete nu sunt caiete și nici pe tot nu sunt caiete. Câte caiete erau pe caiete înainte de a scutura? Erau două caiete pe caiete. După ce a fost scuturat pe caiete, a rămas o caiete. Deci nu caiete, iar pe jos a căzut o caiete. Care se este situația ziua? Hai, dragul mami, că o să întâlți la școală. Nu e nimic, mamă, școala e deschisă toată ziua. Cum te-ai modelit așa? Vai de mine, cum te-ai modelit așa? Păi, am căzut într-o groapă. Cum? Cu hainele astea noi? Dar, mamă, am căzut așa de repede și dintr-o dată că n-am avut timp să mă schimb cu hainele vechi. Uitamă-ți-e încălzit. Mămico, el mi-a aruncat pe jos felia de pâine. Era plinzente? Nu, era pun. Mămico, creștii sunt cu adevărat mămică. De ce pun lumea? Pentru că ei dimineața când se trezesc sunt gata sculați. Mi-ajunge lecția de loc pentru astăzi. Tăticule, vreau să mergem acasă. Îmi ajunge lecția de loc pentru astăzi. Dar de ce puișor? Te dobești undeva? Avem cumva alt program? Nu, dar mi-e sete. Unde e neajlovul? De ce e supărată draga ta? Draga tată, pentru că m-am certat cu doamna învățătoare. N-am știut unde e neajlovul. Așa îți trebuie. Bine ți-a făcut. Altă dată să nu uiți pe unde îți pui lucrurile. Nu urmează. Răspuns scurt. Ascultă, draga mea, tu ai văzut fălgătorul de nuci? Da, este însertat permisii de la bucătărie. Moștenire. Tată, poți să-mi explici ce înseamnă moștenire? Păi, fiule, cum ți-l explic? Vezi tu păsinea să te feresc pe la cum eu acum în chiuvetă? Ei bine, el ia să-ți rămâne ție moștenire și când te vei căsători, le vezi prea cu, ai înțeles? Nu-i vina mea. Vai, dragul tatu, iar nu mai știu la istorie. Dar nu-i vina mea, că zic eu. Doamna învățătoare m-a întrebat despre tot felul de chestii care s-au întâmplat înainte de a mă naște eu. Tu mănânci prea mult. Mai copile, tu mănânci prea mult. Pentru buza și înălțimea ta, cam le pot fi. Ce să fac? Se vede că pe din lăuntru sunt mai mare decât pe din afară. De ce ai întârziat? Mai copile, de data asta, de ce ai întârziat la școală? Poți să-mi spui? Nu, nu pot. Am alergat atât de repede că n-am avut chestiile să spun. Cine te-a ajutat? Mai băiete, tema de acasă e scrisă prea frumos. Spune drept, cine te-a ajutat? Mama sau tata? Nu știu, doamna învățătoare, eu dormeam. Așa e politicos. Să zicem că eu sunt profesorul și tu ești eleva mea. Fii atentă la următoarea propoziție. Carnul și apa este pe câmp. Spune, ce greșeală am făcut eu în această propoziție? Păi, domnule profesor, trebuia să spuneți mai întâi iapa. Așa e politicos. Spune-mi, te rog, ce deosebire este între curentul electric obișnuit și fulgerul? Păi, doamna învățătoare, fulgerul luminează gratuit, iar curentul electric trebuie să plătim cu o grămadă de bani. Corect. Mulțumim mult, doamna Rivare. Eu vă mulțumesc. Fiecare jumătate are două părți egale. 4 sfert.
repetăm, da, una învățătoare. Și dacă repetăm operația? Cartofai, doamna învățătoare. Conjugarea verbului. Te rog să conjug verbul a merge la timpul prezent. Eu merg, tu mergi. Spune mai departe, nu te opri. El merge, ea merge, mai repede. Noi alergăm, voi alergați, ele aleargă. Nu te seama că nu te-a pus semn. Ai învățat pentru radiografie? Da, doamnă învățătoare. Spune-mi atunci unde se află mulți apuseni, la pagina 91. N-am creștit niciodată așa ceva. Și acum te rog să-mi spui, să-mi demonstrez că pământul e rotund. Mă scuzați, doamnă învățătoare, dar eu n-am creștit niciodată așa ceva. 5 continente. Te rog să-mi spui câte continente sunt pe globul pământesc. Sunt 5 continente, doamnă învățătoare. Enumere. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Ce este un corp transparent? Te rog, spune ce este un corp transparent. Un corp transparent este acela care îți permite să vedem pe partea cealaltă. Dă-mi un exemplu. Gaura cheie, domnule profesor. Domnule doctor, copilul meu a învățat în șoarece. Ce să fac? Of, la ora asta, hai să mănânci o bisică și lăsați-mă să rog. După exemplu, noi sunt fix. Alo, medicul de gardă? Veniți, vă rog, cât mai repede. De ce, doamnă, liniștiți-vă? Spuneți-mi fără panică, să nu înțeleg nimic. Băiețelul meu de 3 ani, ușorel, sunt fix. Vin imediat. Și până să zici ce să fac. Până vin, scrieți cu creion, doamnă. Scoate durerea fără masea. Stai cu mintea puișor, ca să scoate maseaua fără durere. Dar, domnule doctor, aș dori să-mi scoate durerea fără masea. Ascultă linia continuă. Numai cu doamnă, ascultă linia continuă. Vă rog să-mi dați permisul de conducere. Ei, și ce, domnule polițist? Te-am schimbat-o? Domnule, nu știi cum au voie se bate la mașină? Nu, domnule, dar eu, pe mine m-a bătut mama. Cine a descoperit America? Mai bună, caută și arată pe hartă unde este America. Am descoperit-o, doamnă învățătoare. Este aici. Învățătoare. Ionică, ai putea să spui cine a descoperit America? Bună a descoperit-o, doamnă învățătoare. Mai bună, ce este deasupra centimetrului? Este decilitrul, doamnă învățătoare. Dar deasupra decilitrului? Este litrul, doamnă învățătoare. Dar deasupra litrului? Este dublu, doamnă învățătoare. Dublu. Un om de seamă. Pe mine toți oamenii când mă văd își scoată pălăriile de pe cap. Desigur că sunteți un om de seamă. Da, sunt frizer. Cum era greu, adesea n-a zis că cerul nu-i doar fără nori. Să fim destornici, n-ați pretins că viața nu e cu fără. Pe drumul vieții ne-a deschis porți de taină, porți de vis. Și ne-a despărțit ceas, noi vă spunem bun rămas. Și toți. Jurăm de acum cu toți. Jurăm cu toți, de față cu părinții, să învățăm mai bine și să fim mai puniți. Ne-am întâlnit la cincea, cu toții iadvoioși, dar n-am uitat vreodată de anii cei frumoși. Sperăm că v-au plăcut aceste versuri. Doamna Mirela, doamna Mihaela, doamna Dana, încă o dată ar dori o impresie așa, o impresie concretizată în cuvânt. Cred că dacă m-a pus să vorbesc, mă trebuie până mâine dimineață. Eu m-am simțit onorată pentru că am fost invitată. E prima mea experiență cu o clasă de-a patra. N-am mai lucrat cu așa clase mici și așa de frumos. M-ați hrănit cu foarte multă pozitivitate, cu foarte multă bucurie care am să o duc cei 4 ani de zile pe care voi o să-i manifestați aici în școală.
Eu doar aș vrea să vă spun câteva principii și am eu trei principii pe care vi le dau așa în secret și vouă, după care mă călăuzesc. Întotdeauna să aveți standarde înalte. Întotdeauna să vă gândiți că puteți. Puteți până la infinit. Da? Niciodată să nu vă limitați în gândire, că atâta pot. Pot foarte mult. Asta înseamnă să am un standard înalt. Să aveți propria individualitate. Adică, dacă respectivul îmi spune, hai să mergem pe Apple, că mai sunt 2 minute până se sună. Dacă eu am conștiința morală că nu se sună și vreau să mă aștepte profesorul în clasă, asta înseamnă să aleg, să am propria mea conștiință și propria mea individualitate. Da? Și să ne dăm voie să avem un comportament moral. Nu numai la școală sau acasă, și în relațiile noastre cu colegii, cu ceilalți colegi de la alte clase și, în general, în viața asta frumoasă pe care voi o aveți de azi înainte. Da? Să fiți sănătoși și, și vă am din suflet. Am să dacă... 4 ani de zile alături de voi. Dacă doriți, da? Și mai aveți timp, vă rog, da, să serviți un fruct și câteva cireșe. Mulțumesc! Și dacă vreți să scrieți și noastră câte, da, un cuvânt pe fiecare petală. Nu știu, doamna... dacă mai am timp. Atunci o să am și... Da. Am să vin eu, nu știu dacă o să păstrați. Le aduc la dumneavoastră. Da? Și da, o să putem comunica. Vă urez în continuare să aveți tot ce e mai bun, da, în voi, să scoateți la lumină, ca să mulțim oamenii buni din lumea noastră. Da? Vă mulțumim, okay, din suflet. La revedere! Vă mulțumim mult! Pentru părinți la fel! La revedere! Trebuie mai deținim un pic cu florile sus. Duce și din aia, repede! Copțele meargă tot cum și vodeaua ardea cum. Nu mai poți să stai pe loc, prin acesta e pe foc. Eu mă energizez, când îmi place să gândesc. Și că simți acest balans, că tu viața e în drag. Așa-mi fost și vreau să fiu. Hai, ridică-te și tu. Se termină când de cum. Vreau să mă energizez.
colega voastră, Denisa, să vină ea pe la fiecare și o rog pe doamna Mihaela, de după doamna și de acest mantel, să treacă să spună câte un cuvânt pe fiecare petală, să ne rămână amintire, noi le sunt toate pe masă, iar Denisa, te rog să treci pe la fiecare coleg să înțelegi. Așa, Denisa, te rog frumos. Iulia, tu cu câte un șervețel. Așa, te duci la fiecare. Nina, tu. Pentru că este sezonul cireșelor și ia să ne amintim cu ce am început noi activitățile, că fiecare an noi am terminat cu anul școlar cu o activitate mai specială. În clasa întâi, ce am adus ca simbol? Ok. În clasa 1 am avut ca simbol frunza de tejar. În clasa 2? Am avut ca simbol sticul de duc. Sticul de duc. Iar în clasa 3, Flavia? În clasa 3 am avut ca simbol lutul. Adică cum era lutul când l-am primit? Noi l-am primit, era doar un simplu lut. Și era cum era? Tare! Era tare. Dar noi am făcut din el niște forme. Niște forme, dar în momentul în care noi am început să-l modelăm, era tare precum încăpățânarea unui copil care nu dorește, nu? Să realizeze ceva și mama vrea să-l ducă și la sport și la muzică și să învețe, să ia foarte bine vorba doamnei Mirela, doamnei Ierțivolor. Iar noi cât am muncit la realiza acel vas de lut? Cât? Cum curgeau sudorile? Vă mai aduceți aminte? Să nu uitați că în viață, ca să obții ceva, este precum acel lut strălutat de voi în clasa a treia. Veți obține cu siguranță, cu sudoarea muncii voastre, ceea ce vă doriți. Dar exact, și a spus și doamna Mihaela și doamna Ierțivolor, să nu abandonați. Ați înțeles? Vă mulțumesc pentru activitate și ia să vă văd fructul. Toată lumea a primit fruct? Toată lumea a primit? Vă rog frumos cu fructul sus. Oare de ce am ales să mâncăm fructe și nu am ales prăjituri? Stai de jos. Oare de ce am ales să mâncăm fructe și nu o ciocolată? Poftim, Nicola. Poftim, de ce am ales să mâncăm cireșe și nu o felie de pizza? Poftim, haide. De la ce să se fac cireșe? Pentru că este sezonul cireșelor și în cireașă ce se află? Sângurele, care înseamnă ce? Geneză, regenerare, da? După vacanță, voi vă regenerați, da? Adică, o luați de la capăt, ca și cum ați fi în casa întâi cu forțe proaspete. Ilinca, lăsăm cireșele, că o să ne mai întâlnim mai în jurul acelui castronel, după ce vă las un pic să vă relaxați. Luați și serviți cireșele, fructul, caisa, puneți pe șervețel. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată. Doamna Mihaela, un ultim cuvânt. Mulțumesc pentru acest spectacol fabulos. Eu vreau să vă atrag atenția că nu e vorba de un sfârșit. Sfârșitul nu e aici vorba cântecului pe care atât l-am ascultat noi în excursiile noastre, ci în momentul în care se închide o ușă, cu siguranță se deschide alta. Veți continua marea aventură a cunoașterii și vă rog să fiți atenți și să știți că toate obiectele care le veți face la școală au importanța lor, sunt ca membrele unui organism. Dacă vă doare o unghie, vă simțiți bine în restul organismului? Nu. Deci, așa veți avea de învățat în continuare și vă urez succes și să fiți aceiași copii minunați și chiar dacă vă veți maturiza, să nu uitați să fiți și copii. Să nu uitați că trebuie să vă mai și jucați, da? Vă urez succes! Mulțumesc mult! Vă mulțumim și noi! Noi mai avem o activitate pe data de 8.
Și nu numai pe data de 8, nu uitați că în fiecare zi aveți câte ceva de arătat. Felicitări! Vă rog să vă îmbrățișați!